ultima acțiune din 2023. Am avut un an plin, ca de obicei. Artistul nemțean nu se lasă. Am să trec în revistă un pic expozițiile și mulțumesc tuturor acelora care s-au străduit să ofere publicului nemțean expoziții de arte plastice deosebite, atât din invitați din filialele din țară, cât și mai ales cei din filiala Neamul Sara Uniunii Artiștilor Plastici din România. Deci am început cu ce sfârșim în fiecare an, salonul de iarnă. Și iată-ne azi, 4 decembrie, la noua ediție 2023 a salonului de iarnă. Într-o înșiruire în ordine alfabetică ar fi Gostan Dumitru, Bezen Dumitru, Cărbunaru Carmen, Cucureanu Gheorghe, Ciucanu Viorica, Chirvase Valentina, Carp Monica, Doru Ana, Diaconu Ștefan, Diaconu Petru, Gavriliu Oana, Gogu Craiu Lucian, Moldovan Irina, Mosor Dumitru, Macavei Radu, Prisacaru Cristinel, Potop Ștefan, Răileanu Arcadie, Romanescu Mircea, Romilă George, Roșu Ștefan, Stejeran Narcisa, Tanasă Camelia, Tudorache Lucian și Zaharia Mircea. Tudorache și Zaharia, mergem pe principiu, cei din urmă vor fi cei din tâi. Ne-am gândit că am acesta o diplomă de merit în ceea ce privește activitatea plastică să meargă spre sculptură. Și aici trebuie să amintim că în acest an, 2023, pentru întreaga activitate, domnul Mircea Zaharescu, un artist binecunoscut pe plan național nemțean, dar mai ales activând în zona Romanului, domnul Mircea Zaharescu. Cu Moș Crăciun. Împreună cu Moș Crăciun. N-am zis. Îl așteptăm de Moș Crăciun. Imediat. Mai dă la cineva. Vreau să mă refer la monumentul ăsta, la lucrarea asta cu Alexandru cel Bun, care are oarece poveste la lucrări de astea care se cheamă a fi comandă socială, se întâlnește sfera politică cu arta plastică. Și se întâmplă niște neregularități, așa, niște... Eu am făcut lucrarea asta cu vreo 4 ani. Între timp, nu s-a mai putut pune, era un sergeratoriu că cineva de sus tot în partea politicii o interzis să mai pună lucrări indiferent de care în sensul giratorii. O fost...